Fortnite este probabil cel mai popular joc de pe această generație de jocuri video, fiind jucat de sute de milioane de gameri de la lansare până în prezent, dintre care și actori, artiști sau fotbaliști celebri. Aloha prieteni, eu sunt Tsunami și haideți să vedem în continuare 10 lucruri interesante despre Fortnite pe care probabil nu le știați. 1. Record pe Twitch. Ninja a înregistrat numeroase recorduri pe platforma celor de la Twitch, însă probabil cel mai impresionant record este pentru cel mai urmărit stream de Fortnite, acesta organizând o sesiune live în care a jucat Fortnite alături de Drake, Juju Smith-Schuster și Travis Scott. Peste 628.000 de spectatori au intrat să vadă live cum celebritățile lor preferate din lumea muzicii jucau Fortnite împreună. Și astfel, Ninja a înregistrat un record al jocului Fortnite pe Twitch. 2. Cel mai rar skin. Fortnite oferă foarte multe skin-uri pentru personajele preferate, unele fiind mai rare decât altele. Cel mai rar skin este Recon Expert, care a fost disponibil la începutul jocului Fortnite, iar cei care jucau jocul în acea perioadă nu prea cumpărau skin-uri în joc, deoarece skin-ul nu mai este disponibil la vânzare și doar un număr mic de fani l-au cumpărat, skin-ul este foarte rar, acesta demonstrând că cine îl deține este un fan Fortnite încă de la lansare. 3. Meditații la Fortnite. Pare ciudat, dar în Statele Unite mulți părinți plătesc anumiți gameri profesioniști pentru a le antrena copiii să devină mai buni în Fortnite. Tariful solicitat de acești antrenori este cam de $20 pe oră și cererea a apărut deoarece popularitatea elevilor în școli este dată și de skill-ul lor în Fortnite. Dacă vrei să te placă colegii, trebuie să-l arăți că știi să joci ca un adevărat ninja, iar acest lucru arată încă o dată cât de uriaș este fenomenul Fortnite în viața socială a elevilor și nu numai. 4. Câștigătorul Cupei Mondiale Fortnite. Deși mulți gameri au câștigat sume de bani destul de mari cu ajutorul jocului Fortnite, un player amator pe numele Buga a fost marele câștigător al Cupei Mondiale Fortnite, acesta aducând acasă $3 milioane. Acesta nu era un gamer profesionist, iar pasiunea sa pentru joc l-a transformat în unul din cei mai mari jucători de Fortnite, demonstrând că se pot câștiga bani dacă te joci jocuri video în ziua de azi. 5. Sneakers Fortnite în NBA. Jucătorul Josh Hart de la LA Lakers a ales să joace meciurile de basket purtând sneakers creați special pentru el cu personajele din Fortnite. Acesta demonstrează că și jucătorii din NBA sunt fani ai fenomenului Fortnite, pe lângă alți artiști celebri din America. Și dacă ați ajuns până aici, sunt curios care este skin-ul vostru preferat pe Fortnite. Puteți pune pauză și lăsați un coment cu skin-ul vostru preferat. 6. Încasări record în 2018. Fortnite a dus încasări record pentru Epic Games în 2018, atunci când a atins pragul de $2.4 miliarde realizate. Asta din partea unui joc care era gratuit, încasările provenind în mare parte din skin-urile introduse în fiecare sezon de Fortnite. Din acest motiv, mai multe companii ca Activision sau EA au decis să adopte acest sistem pentru jocurile lor, introducând jocuri ca Apex Legends sau Call of Duty Warzone. 7. 200 de milioane de conturi Fortnite. Popularitatea jocului se poate vedea și din cifra record a conturilor Fortnite. Epic Games anunță că sunt peste 200 de milioane de conturi active. Deși pare o cifră uriașă, să nu uităm că jocul este gratuit și este acum disponibil pe toate platformele actuale de gaming, fiind o alegere bună și pentru gamerii casual, dar și pentru gamerii hardcore. Din cele 200 de milioane de conturi active, 70 de milioane sunt conturi de PC. 8. Battle Royale nu ar fi trebuit să fie jocul principal. Jocul inițial creat de cei de la Epic Games se numea Fortnite Save the World și era un joc PvE, adică Players vs. Environment, jocul bazându-se pe o campanie co-op care putea fi jucată cu prietenii, în timp ce supraviețuiți la valuri de monștri sau zombie, jocul oferind playerilor diferite clase la dispoziție ca Soldier, Constructor, Ninja sau Outlander. Deoarece varianta finală nu era gata încă și Epic Games era impresionată de succesul jocului PUBG, au decis să lanseze o variantă beta gratuită a jocului Fortnite, bazată pe modul Battle Royale. După ce a înregistrat 10 milioane de playeri în doar primele 2 săptămâni, compania s-a decis să se axeze pe acest mod și modul Save the World
să rămână pe plan secund. 9. Toată lumea dansează floss. Fortnite oferă mai multe dansuri de celebrare a victorilor în joc, însă cel mai celebru dans este de departe floss. Acest dans Fortnite este folosit acum în școli de elevi, dar este și foarte popular în cultura pop, fiind întâlnit în desene animate, în concerte, apariții TV ale vedetelor și chiar în filme. 10. Și vedetele joacă Fortnite. Popularitatea jocului Fortnite a atras și vedetele pe serverele jocului, mai multe vedete chiar filmându-se în timp ce joacă jocul de Battle Royale. Zlatan Ibrahimovic este probabil cel mai celebru fotbalist care joacă jocul, acesta preferând să joace în duo împreună cu streamerul Kex. Finn Wolfhard, celebru actor din Stranger Things sau It, joacă de asemenea Fortnite, dar și alte vedete ca Joe Jonas, Lil Yachty, Chance the Rapper, sau să nu uităm de Drake sau Travis Scott, care tocmai a susținut și primul concert în Fortnite. Și acestea au fost cele 10 lucruri interesante despre Fortnite, pe care probabil nu le știați. Eu sunt Tsunami și sper să ne mai revedem la alte videoclipuri pe canal. Aloha! Pa, pa!